Puterea lui 3R. Consiliere și dezvoltare personală la clasa a 7-a. Știați că unei pădurii trebuie aproximativ 200 de ani ca să crească la loc? Sau că o pungă de chips se descompune în aproximativ 80 de ani, adică cam cât trăiește un om pe pământ? Sau un flacon de plastic în 500 de ani, deci nici urmașii urmașilor tăi nu vor fi aici să vadă minunea? Știați că aproximativ 1 milion de copii în țara noastră trăiesc în sărăcie, nu au alimente suficiente și nici îmbrăcăminte corespunzătoare? În ultimii ani, planeta noastră suferă și poate te întreb dacă tu poți contribui la vindecarea ei. Răspunsul este da, depinde și de tine și de fiecare dintre noi. Gândește-te la 2-3 lucruri simple pe care le-ai putea face chiar azi la școală pentru a contribui la însănătoșirea planetei. Ai încredere în puterea lui 3R. La el este soluția pentru un mediu mai curat. Și la tine, bineînțeles. 3R are 3 superputeri pe care ți le poate transfera și ție. Acestea sunt reciclare, reducere și reutilizare. Prin reciclare se recuperează materialele folosite pentru producerea unor obiecte pentru a fi fabricate altele noi. Astfel se reduce poluarea și se economisesc resurse naturale. De exemplu, din flacoane de plastic astăzi se pot confecționa haine. Din hârtie sau carton se pot face cărți și caiete noi, iar din sticlă, prin reciclare, se pot obține pahare noi nouțe. Iată cum poți face asta. Primul pas pe care îl poți face este să reciclezi selectiv deșeurile, adică să le pui separat. Dacă există în școală sau în localitatea ta această posibilitate, ar fi bine să pui hârtia separat, sticlele separat, cutiile metalice separat și plasticul separat. Din păcate, foarte puține deșeuri se reciclează azi în lume. Știi tu oare unde ajung deșeurile atunci când nu sunt reciclate? Care crezi că sunt efectele negative asupra mediului natural care apar din cauza dezinteresului oamenilor pentru reciclare? Notează 3 efecte sau prezintă-le oral colegilor tăi. Reducerea este a doua superputere. Fii responsabil și redu pe cât posibil cumpărarea de bunuri sau obiecte de care nu ai absolută nevoie. De exemplu, poți folosi creioanele colorate vechi fără să îți cumperi în fiecare an o cutie nouă sau poți scrie în caietele pe jumătate pline din clasa 6-a la aceeași disciplină. Sau mergi pe jos, cu bicicleta sau cu un mijloc de transport în comun la școală sau la un prieten. Nu este necesar întotdeauna să te ducă părinții cu mașina. Planeta îți va mulțumi. Poți de asemenea să reduci consumul de energie electrică și de apă. Analizează unul sau două obiceiuri mai puțin prietenoase față de mediul pe care le ai tu și gândește-te cum ai putea deveni mai responsabil prin aplicarea reducerii consumului. Reutilizează pe cât posibil o parte din obiectele pe care ți le-ai cumpărat în trecut. 3R îți oferă câteva soluții în acest sens. Caută în dulapul tău bluze, tricouri, jachete, ghiozdane sau altele pe care nu le mai folosești, deși încă îți sunt bune. Împrospătează-le aplicând insigne, nasturi, mărgele sau alte elemente decorative. Poți chiar scrie cu un marker permanent un mesaj interesant sau poți desena ceva dacă ești talentat. Iată un posibil rezultat. Organizați împreună la școală ziua Noul Vechi și veniți fiecare cu un obiect vestimentar modificat. Votați cele mai interesante articole. Dacă ai îmbrăcăminte care ți-a rămas mică, donează unor copii din familii fără posibilități sau la un centru de colectare. O altă idee de la 3R este cea a organizării unui târg de carte sau de jucării. Mă gândesc că mulți dintre voi aveți acasă cărți sau jocuri și jucării care nu se mai potrivesc vârstei voastre. Puteți organiza în școală un târg cu vânzare pentru colegii voștri din clasele mici. Propuneți prețuri simbolice pentru obiecte.
Cu banii obținuți, cumpărați alimente unei familii fără posibilități din localitate. Planeta și familia ajutată vă vor mulțumi. Propune și tu o activitate care să aibă ca obiectiv reutilizarea resurselor, discută cu colegii tăi și poate veți organiza împreună activitatea. 3R așteaptă cu interes să faci ceva pentru mediu. Mult succes!